Salut, gang! Ce urmează să vedeți nu e un special de stand-up. Este doar un moment special pentru mine. E o bucată filmată în Anglia, acolo unde m-am întors după 5 ani, ca să fac stand-up, nu să muncesc. Deci dacă vrei să mă ajut să meargă mai bine bucata asta, dă un like, un comentariu de ampulea, trimite-l unui prieten, fă ce vrei tu doar ca să batem algoritmul. Hai, vizionare plăcută vă doresc și încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici. Sunteți numărul 1 să moară mama! Mă puneam să dorm, tu începeai să bei. Când mă trezeam să plec la munci, era toi o distracție. În Anglia, pe Londra, cu izraelieni, băgam cu săptămânile. Și legal și ilegal, și la negru și la program. Mi-a plăcut să-l fac pe bani și nu mi-a fost rușine, neam. Am rândat și nost, dar am muncit și zile. Nu mai știm unde jos, suntem la înălțime. Am gândat și noi, dar am muncit și zile. Vă rog să-l primiți cu căldură și aplauze pe Madalin Cârge. Ceau, seara bună! Londra, nu vine să cred! După 5 ani de când am spălat vase aici, m-am întors. Nu vine să cred. Nu-mi vine să cred. M-am întors ca orice român să recupereze taxele. Cam asta. Vreau, înainte să încep, să vă răspund la întrebarea care văd că e pe buzele tuturor. O să vă răspund. Da, e implant. Să se vadă, da, e... Că îi văd pe ăștia din față, văd... Văd privirea asta de mădăline, ce ai pățit la cap, am văzut că cei care năpârleau mai frumos. Ce s-a întâmplat? Da, e implant. Mai sunt oameni cu implant în sală? Cu nevoie am văzut vreo doi, de asta, de asta întreb. Nu, am jurat că o să zic la fiecare show că e implant, pentru că am pățit la un show săptămâna trecută, o doamnă de la primul rând mi-a țipat că băiete, ce ai la cap de arată așa rău. Nu știam că arată așa rău până să-mi zică ea. Mi-a zis, de unde ți s-a luat păr? Deci ea știa că... Eu n-am știut că ai voie să-ți iei din altă parte. Și am zis, de unde? Din spate, de unde se ia? I-a zis, ei, vezi, de-aia arată prost. Soțul meu și-a luat din cur. Acum vă simt că întrebarea e cum arăta soțul. Soțul nu era la show și pot să înțeleg. După ce ți pui păr din cur în frunte, nu cred că mai apare în spații publice o perioadă. Putem să ne imaginăm dacă vreți, dar nu cum arată, ci cum se simte, dacă aveți chef. Știți când spălați un borcan de murături? Că oricât l-ați spălat, tot miroase a murături? Așa mă gândesc că și băiatul ăla, știi? El se spăla săracul pe cap, da? Degeaba, că din reflex, în loc de feon, tot cu hârtie igienică să ștergea o perioadă în față. Greu. Nu știu dacă ați observat, sunteți deja de ceva timp la show-ul ăsta, ați observat că sunt oameni diferiți care vin la stand-up. Ați observat lângă voi că sunt două tipuri mari. Oamenii care nu râd la nimic, știi? Tu, te-am văzut, tu. Greu impresionat, înțeleg, da. Bă, bănete era mai ok, înțeleg ce face acolo. Și a doua categorie, oameni care râd la orice, tu, la orice căcat, ai râs, tot. Înainte să vă pun eticheta fiecare, am două glume pentru voi. Dacă râdeți la astea, nu m-am sus. Dacă nu, eu oricum mă duc înapoi acasă. Vase nu mai spăl, asta e clar. Gluma 1. E de istorie. Dacă nu o înțelegeți, încercați să vă explicați între voi, să nu părem, da? Simțiți pe unul că e nedumerit, dați informația. Începe gluma. Christopher Columb, când dormea cu nevastă sa în pat, după ce s-au căsătorit, dormeau în același pat, dar singura chestie, ei dormeau cu două pilote diferite, pentru că Christopher Columb tot o descoperea. N-am mișcat-o. Bun, hai că... Mai e timp. O să muncesc pentru dumneavoastră, să moară mama de pe mine. Gluma 2. E pentru toată lumea. Toată lumea. Nu trebuie să știi istorie, poate acum. Gluma 2. Londra. Știi ce spune un boxer care și-a pierdut nevasta? Knockout. Bun. Nicio problemă, avem timp. Adică knockout, adică... Boxerii ăștia n-au sufle, Mădăline, asta... Cum adică knockout?
așa e când dai cu pumnul. A. Bun băiatul ăsta, să nu mai vină la Londra. Vreau să vă cunosc, să văd ce fel de români locuiesc în Londra. Să aplaude oamenii, cuplurile care dorm îmbrățișate. Londra, sinceritate. Doamnă, nici aici nu sunteți, nu? Vreau sinceritate. Sunt cupluri care dorm îmbrățișate prin aplauze. Iată. Nice. Eu n-am știut că e legal, vă jur. Eu n-am știut, când mi-a spus prietena mea să dormim îmbrățișați, că alți băieți așa fac cu iubitele lor. Măi, stă-o, ăsta fute piața. Din vina lui, toți vom avea discuții acasă de seară. El cum poate? El o ține îmbrățișat pe fata care nici n-a înțeles gluma cu boxerul. Și cu toate astea o ține îmbrățișat. Și știi ce mai e ok? Măcar aici e vremea mai rece, bă, înțeleg. Dar în România a fost cea mai călduroasă vară, vă jur. Cum mă să dormi îmbrățișat când eu abia mă țin pe mine în viață noaptea, oameni buni, vă jur. Trebuie să dormi perfect, dar perfect pe spate, să nu-mi înghiți saliva. De viața de sep să fie perfect paralelă cu candelabru, să-mi intre aer egal pe ambele nări. Asta vreau eu în viață, să dorm cu părul ăla în gură toată noaptea, să... Și să mai aud și în fiecare seară, scuze dacă sunt mai lipicioasă, fac duș de dimi. Asta vreau să aud? Asta? Nu, seara mea perfectă se termină cum mă întorc pe partea mea, fut o bășină și râd, asta a fost. Ne vedem dimineață după ce te speli pe dinți, cam asta e. Plus contează foarte mult ce job ai. Iertați-mă, nu poți, nu știu, ca instructor de fitness. I-ați văzut pe aia, pe matahalele alea, știi? Care, nu știu dacă ați fost luată la o sală de fitness, aia nu vorbesc așa, salut Mihai, salut, nu, e ce faci coaiele mele? Unde spui tu ce faci coaiele mele, cât timp coaiele tale sunt îmbrățișate în pat? Au rămas acolo de dimineață. Eu nu pot să dorm îmbrățișat cu gagica mea, în primul rând, pentru că ea nu se pișă noaptea. Știați asta despre femei? E vreo fată care se pișă noaptea? Uite, o mână sus. Băgați analize, vă rog, acolo e... El are nici. Fetele, iată, restul nu se pișă noapte. Eu, băieți, mă știu, în fiecare noapte ne pișăm. În fiecare noapte mă duc să mă piș. Și în fiecare noapte când mă duc să mă piș, în drumul spre baie, vă jur pe mă, în drumul spre baie, în fiecare noapte se întâmplă ceva. Vă jur, nu știu, cade de undeva un deodorant. Îi fut un picior la o sticlă, nici nu era sticla aia acolo. Se întâmplă ceva și fac gălăgie în fiecare noapte. Și m-aș putea opri la gălăgia aia. Dar nu, trebuie să mai bag un... Fă-te-ți morții, mătii! Trebuie să mai bagi o înjurătură în șoaptă? Înjurătură în șoaptă care înseamnă regret și au la cunoștință. Ca să știa că... Nu de retardat dau cu picioare pe sticle, ci a fost o greșeală. Nu știu, după sex... Ăsta a vorbit un șoaptă ajută foarte mult. Și după sex ajută foarte mult. Orice, dacă spui după sex în șoaptă ajută, nu știu, mi-am dat drumul, e la fel, regret și au la cunoștință. Asta înseamnă o să ajute foarte mult. Plus mai am chestia asta, eu caut argumente, se arăt lui gagică, mai zice, nu dorm îmbrățișat, și asta, acum... Eu mi-aud inima. Vă auziți inima când vă puneți la somn? Când stați pe burtă și vă auziți inima? Păi, eu nu... Sunt oameni care și-aud inima, da? Hai să plecăm de aici. E normal. Nu? Nu e normal să ne auzim inima? Ok, hai la spital de aici, hai să mergem la spital. Cine are asigurare, da? Cine nu, acasă. Eu aveam 12 ani, atunci m-am panicat, a început inima, probabil creștea, habar n-am, și începea să aud din ce în ce mai tare. Și am mers să vorbesc cu părinții mei, zic, vă rog, duceți-mă la spital că eu o să mor. Și ai mei, în loc să mă calmeze, zic că stai dreco acasă, m-au dus la spital. Ei nu știau că e normal să-ți auzi inima. De unde să știe taică-mă? La cum sforă ei nu cred că și-a auzit niciodată inima. Iar maica mea, la cum mă bătea, nu cred că avea inimă, dar... Asta e altă poveste, vă zic data viitoare. Și la 12 ani am fost internat în spital, 24 de ore, mi s-a pus un holter. Nu știu dacă știi ce e holter, e un dispozitiv care îți măsoară bătăile inimii. Mi s-a pus 24 de ore, am fost internat singur într-un salon. Singur, zic că ai mei au plecat acasă. Aparent n-au fost atât de îngrijorați. Voi au concediu. Și am stat 24 de ore cu ăla pe mine. Jurnaliștii la televizor, am terminat jurnalism, vă zic.
nu profesez că sunt fain morții mei, dar am terminat jurnalism. Jurnaliștii povestesc că un interviu iese bine la televizor când invitatul după interviu pleacă cu lavaliera. Uite că a avut lavaliera pe el, efectiv. Atât de bun a fost interviu. La mine a fost un interviu bun în spital, că la 8 mi s-a pus holterul, la 10 am uitat că am holterul pe mine și am început să fac laba în spital. Ora 10 dimineața, 12 ani, da? Revenim. Dar n-am fost prost până la capăt, că după am realizat ce am făcut. Și în inocența mea zic, bă, Mădăline, tu te-ai lăbărit în spital? Cu aparatul ăsta pe tine? Dacă te-au auzit medicii? Dacă ai avut microfon? Dacă doctorul Alex Nedea de la Recorder și te-a ascultat? Zic, bă, trebuie să verific chestia asta. Am mers pe hol la o asistentă, zic, doamna asistentă, nu vă supărați. Dacă mi-e rău sau ceva, pot să vă strig aici? S-a închește. Și dumneavoastră veniți? Zice, nu, 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 pentru asta ai buton de panică. Zic, hai că ne panică mai târziu. Vă mulțumesc de suflet. M-am dus înapoi în salon, am stat pe spate, zic, bravo, Mădeline, ai scăpat. Păi la amiază. Iar m-am panicat. Zic, Mădeline, ok, nu te-a auzit nimeni că te-ai lăbărit. Dar dacă se uită aia pe ecograf a doua zi și văd că la 8 a intrat sănătos în spital, arăta bine EKG-ul ăla, dar la 10 ți-a zburat inima de pie, mâncați aș gura ta. Mai țineți minte băieți la baia de 12 ani? Aia cu picioarele încordate de mutai birou, de te apuca cărcelul de aici, de spate, de îndute. Bă, băiatule, erau alea cât de muncă, cum? Explic eu săritura aia. N-avem, nu. Clar o să ne prindă. Mi-a venit ideea la un moment dat, zic, bă, stai puțin, e 10 dimineața. Hai să zicem că ne-am spălat pe dinți. Și așa mă spăl eu, băia de la țară, neavând periuță electrică, săream să fie periuță electrică. Ești genial, e ora 10 dimineața, se pupă spălatul pe dinți, perfect. M-am pus în pat, m-am relaxat. Seara iar m-am panicat. Zic, ok, Mădăline, nu te-a auzit nimeni că te-ai lăbărit, a? Dar ce să zică medicii că te speli doar dimineața pe dinți? Așa că am mai dat o labă și la ora 10 seara. Orice doctor mă întreba, păi ce? Păi domn doctor, cu recomandați reclame de două ori pe zi, adică... Dacă era ca reclame, trebuia să fac după fiecare masă, dar am fost eu băiat, adică nu... Partea bună e că nu m-a întrebat nimeni ce s-a întâmplat la ora 10. N-a trebuit să mint părinții, știți? M-a spălat pe dinți. Ei dându-și seama că-i mint că nu mi-au dat periuță în spital. Era dubios. Partea proastă, în schimb, că eu de atunci n-am mai putut să fac niciodată laba la ora 10. Vă jur. Pentru că muistrul de doctor le-a spus părinților mei că eu am atacuri de panică din 12 în 12 ore și mereu la ora 10 îmi sare inima, se întâmplă ceva cu mine. A fost oribil, da. Dar făceam laba la 9:30, la 10 și un sfert, adică nu pierdeam timp. Și vreau să zic o chestie aici, pentru că am fost acuzat, am zis într-un material la TV, de faptul că eu am fost operat în același pat unde a fost operat Arșinel. Și am primit comentarii că de ce mă folosesc eu de imaginea lui Arșinel. Am făcut-o, îmi pare rău. Îmi cer scuze la domnul Arșinel, dacă mă aude. A murit, doamna, a murit, că poate... Dar a fost involuntar. Nu știu dacă aveți chestia asta să vă lăudați cu alți oameni. Nu? Depinde. Oameni care au reușit în viața voastră. Nu știu, de exemplu, în România, cea mai mare laudă e fete care s-au făcut cu Bendeac. Cam asta. Cam asta. Da. Eu am chestia asta... Nu cu Bendeac. Am chestia asta cu o colegă de facultate care prezintă știrile la DigiTV. Ea e singura din an care a reușit. Și de fiecare dată când fata asta e la TV, eu cu oricine aș fi în fața televizorului, țin să mă lau, știi, ca și cum. Zic, ea a fost colegă cu mine de facultate. Ca și cum e meritul meu că e acolo, știi? Facem jumate-jumate banii pe știrea aia, ce drept. Puțin e meritul meu că ea e acolo. E meritul meu pentru că ea citește așa bine de pe-n propter, datorită mie. Că dădeam multe mesaje în facultate. Cu bună, ce faci? Te fugi. Și treceau mesajele prin fața ei. Și așa, de-aia citește ea două violuri în vas, nu e atât de rapid, datorită mie. E acolo, datorită mie, pentru că i-am dat tot timp să învețe pentru facultate. Că am ținut-o departe de Patima Puli și uite că acum e la Digi. Cu plăcere.
Și am crezut, vă jur, o perioadă am crezut că doar noi, generația asta nouă, ne lăudăm cu alți oameni. Ați fi surprinși. Taică meu. E mai în vârstă, nu știu dacă deci, vă vine să credeți, taică meu e mai în vârstă decât mine, altă generație. Taică meu se laudă cu alți oameni. L-am prins. Trei Crăciunuri diferite, aceeași poveste. Oricine era la masă, el avea povestea că el, când a fost fecior, a fost acasă la doamna Maria Dragomiroiu. Ba mai mult, primul WC pe care l-a văzut în casa cuiva și nu în curte la cineva a fost acasă la doamna Maria Dragomiroiu. Nu știu unde v-ați căcat voi în viața voastră, dar pare că taicul s-a căcat acasă la Maria Dragomiroiu. De aici și părul super bogat ai doamnei Maria Dragomiroiu. Probabil. Bunicul meu, altă generație, aceeași chestie. Bunicul meu se laudă cu alți oameni. Dacă o să vă întâlniți vreodată că îl prindeți mor de beat, are aceeași poveste că el trebuia să ajungă Ion Dolănescu. El n-a ajuns Ion Dolănescu pentru că la concursul de muzică pe care l-a câștigat Ion Dolănescu, el n-a putut să ajungă la concurs pentru că a avut de cules prune. Că în rest, drumul era... Erau culese prunele în drum spre Ion Dolănescu, ce să mai... E ca și cum aș fi eu supărat pe părinții mei că din vina lor că nu m-au lăsat la discotecă în 2004 în sat, n-am ajuns Armin Van Buuren, că eram acum la Antold, puneam muzică. Sună urât ce spun, dar puțin mă bucură că n-a ajuns bunicul meu Ion Dolănescu. Vă dați seama la mine acasă ce se întâmpla de Crăciun, că erau și Ion Dolănescu și taică-meu, doi oameni care îmi povesteau că s-au căcat acasă la Maria Dragomiroiu. Era stați, de la ce v-ați luat? L-am prins pe taică-mă că intră pe site-uri dubioase. Intrați pe site-uri dubioase? E? Unde a cinstit? Pentru cei care nu știu ce înseamnă site dubios, pentru că văd niște priviri, dă-ne mădrine informații, de asta sunt aici. Site dubios e site-ul ăla pe care atunci când intrați în dreapta sus vă apare o poză cu o fată? Care vă scrie, bună, vrei să ne cunoaștem? Tu ești... Bă. Tu crezi că fata aia vorbește cu tine? Ăla e un site dubios. Fetele din public, poate să-mi confirme că și ele primesc aceleași mesaje? Da, e incredibil. În 2023, toți primim aceleași mesaje identice. Google nu depune niciun efort. Nu contează cine ești, unde ești, ce faci, aceleași mesaje. Mesajul ăla cu fete bune în apropierea ta. Știți? Eu primesc mesajul ăla cu fete bune în apropierea ta. Și eu sunt la codă, la Luca, la covrigi. Care sunteți, doamna, acolo, că vă fudă, vă sar merdenelele? Care sunteți? Dați-vă jos și pilica să vă recunosc în aplicație. Incredibil. Voi realizați, în 2023, cu toată tehnologia, Google nu e în stare. Și ce mă deranjează? Că eu îi dau acces lui Google în telefonul meu. Nu știu cum sunteți voi. Eu intru pe un site și mă întreabă ea, permit să mă doare în pulă cu aia în casa, vreau să văd clipul ăsta. Cu tot accesul din telefonul meu, Google, în 2023, repet, nu e în stare să o facă pe fata aia să-mi dea un mesaj personalizat, da? Ei, ai durea cu mădălină. Acum, ești tu din pulă, din beiuș, da? Dar, doamnă, nu vi se pare normal? Adică eu zi de zi, ia Google, ia informații despre mine. Și el atâta efort să nu depună să o facă pe fata aia să-mi dea un mesaj pentru mine, da? Mădălin Cârje, pe persoană fizică. Că plătesc un abonament la internet, doamnă. Doamnă, nu vreau mult. Să-mi scrie fata aia un mesaj să-mi arate că, că m-a citit în telefon, da? Că m-a urmărit ce am făcut în ziua aia. Nu știu, să scrie, bună Mădălin, am văzut că azi ți-a luat covor. Nu vrei să aspir la ceva mai mult? Google, fata asta mi-a văzut emagul? Asta s-a întâmplat? Altfel dau click. Sau nu știu, mai direct, să scrie fata aia direct. Bună, am văzut că azi te-ai uitat la un film porno. Fată futută în câmp de un cioban. N-a putut, fata, sunt ciobanul, vrei să ne cunoaștem? Tot la Luca la covriș, știi? E mai simplu. Asta mă deranjează, cumva eu evoluez și Google nu. Eu vă jur, oameni buni, evoluez, nu știu dacă vi se pare. Eu plătesc de 2 luni cu cardul. Vă mulțumesc. Pentru voi am făcut-o, că știam că aici îmi trebuie card ca să mai plătesc. Că... De ce aveam frica asta să nu plătesc cu cardul? Pentru că aveam impresia că sunt furat. Că dacă voi plăti, nu o să mai știu ce am plătit. Așa cu banchești, dăm bani înapoi, știu. Aveam impresia că voi fi furat și acum plătesc cu cardul și aveam dreptate.
Băi, e mișto când plătești la magazin, când pui telefonul, te și lauzi dacă e telefon șmecher, e mișto. Problema e a doua zi acasă. Bă, nu mai înțeleg ce am plătit. Aici am fost eu la... Au ăștia niște nume la firme? Bă, băiatule, nu e ok. Au 40 de lei la Florin Trans SRL. Nici nu știu, am fost cu trenul, mi-am făcut schimbare de sex și pula... Ce mi-am făcut la Florin Trans? Zi mai multe, Florine. Vă jur, ieri am avut show la Dublin. Mi-a apărut pe Revolut 40 de lei la o firmă Do It Yourself. Zic, au pus ăștia bani pe labă în Dublin, asta s-a întâmplat. 40 de lei. Bă, stop show, gata, stop. Vi se pare un show prost? De ce întreb chestia asta? Că am avut... Am avut un show pe Peșile Orde, nu știu dacă cunoașteți. Ei zic că e în București, eu zic că nu e. Se discută. Am avut un show acolo săptămâna trecută. Nu vreau să zic. Nu vreau să zic că a fost show prost. Le numără Dumnezeu. Dar știți cum vă dați seama că un show e prost? Îți dai seama că un show e prost când la finalul show-ului vine un băiat la tine, te bate pe spate și zice... Mie mi-a plăcut. Nu știu cum să reacționezi. Dar nu erați mai mulți în sală? Sau mi s-a părut? Ce s-a întâmplat după privind în urmă e minunat. Că ce a încercat băiatul ăla să facă e să mă încurajeze. El a văzut că publicul n-a prea fost cu mine. A fost multe doamne de genul ăsta. Toate doamnele din Popeșile Orte. Am fost acolo. El a încercat să mă încurajeze, știi? Ca să faceți o idee și mai bună, a încercat să mă îmbărbăteze. Paralelă excepțională. Știți, băieți, când erați mici și vă spuneau mamele frumosul mama? Era fix la fel. Mama vedea că publicul nu prea e cu tine și încerca să te îmbărbăteze. Cam asta era. Dar asta zic că e mișto că aici la stand-up se poate întâmpla chestia asta. Doar aici. Fiecare om va pleca cu altă părere despre show-ul ăsta, individual, fiecare. E subiectiv. Unul se zică, bă, nu știam pe băieți, dar pula mea, dacă n-a venit micuțul, a fost ok și ei. Știi? Na. Unul se zică, bă, a fost ok, dar n-a meritat să-mi schimb shift-ul la muncă. Știi? Și alții, sigur, acum se gândesc, păi, dar asta a venit o să te iei de mine, că nu râd, băga mea și pula în show-ul tău. Fiecare gândește ceva în momentul ăsta. Ăsta e mișto, asta e frumusețea stand-up-ului. Că după aia m-am gândit, nu poți să faci asta la alte joburi. Să mergi la final să-l bați pe la pe spate. Nu poți la un boxer, serios. La un boxer care așa la knockout, în minutul 1 e căzut pe jos, de sânge acolo, să mergi tu... Coaie, nu fi supărat, mie mi-a plăcut, adică... Cum i-ai făcut un cap de pământ, eu apreciez, mă uit la detaliile astea. Nu poți... La un doctor, mai rău, Jesus. La un doctor care... Și-a pierdut pacienta în operație? Să mergi la final să-l bați pe halat? Domn doctor, nu fi supărat, mie mi-a plăcut ce-ați făcut acolo. Poți să faci asta doar dacă aia care a murit e bunică ta și ți-a rămas apartamentul, atunci poți să faci. Deci, domn doctor, ce lucrare ați făcut? Două camere semidecomandate în Popeșile Orden. Vă mulțumesc în suflet. O să vă zic că ok, am văzut. M-am văzut când ați intrat, m-am plimbat prin sală, am văzut pe cineva, nu vreau să supere nimeni pe mine, dar o să vă zic o chestie. Ați observat că la fiecare incendiu, babele sunt primele care ajung? Dacă e lângă voi, doamna, nu vă întoarceți, nu fiți buniști. Am fost la 3 incendii, la 3 incendii, mereu, la toate cele 3 incendii, era o babă care ajungea înaintea pompierilor. Și noi toți știm că babele sunt cele mai lente în supermarketuri. Cum fac ele de primesc cu o superputere la incendii? Și am un răspuns. Am stat și m-am gândit de ce ajung babele primele la incendii? Pentru că au apă la genunchi. Și ele, săracele, ar ajuta... Eu cunosc pe bunica mea, o femeie, cum să cade, ar da din puținul ei. Vă jur, am 5 prieteni pompieri, 5 prieteni, nu cunosc nicio doamnă pompieriță? E vreo doamnă pompieriță, știți? Nu există. Nu există doamne pompierițe.
ar trebui să fie babele pompierițe, da? De ce vă zic chestia asta? Hai să o luăm din spate. Pentru ce sunt cunoscuți pompierii? Ce fac pompierii? Salvează pisici din copaci. Dați-i lui bunica mea o mătură că nu vă rămâne o pisică în copac. E expertă la asta. Știți unde se pierde cel mai mult timp la un incendiu? La constatare. Ăia, în loc să-mi stingă focul când vin la incendiu, mă iau cu... Nu vă supărați, ați avut cumva butelia pornită sau... Coi, nu vrei să stingem focul și bârfim după aia de... De asta la bunică e mai simplu. Dacă o întreb, de la ce a părut incendiu mama aia? E, așa a vrut bunusul Dumnezeu. Și a plecat, a stins focul, nu mai pierde timp, știi? Vă zic, babele sunt făcute să fie pompieri. Ce au pompierii? Mustață. Babele? Londra, hai să notăm astea și... De asta nu există femei pompierițe. Pentru că nu au cum, nu... Imaginați-vă o domnișoară de 21 de ani care termină facultatea de pompierițe la Câmpina și e în prima zi de muncă a ei, da? Vine cu 4 hândrălăi să intre într-o auto specială de-aia. Trebuie seama că începe aia cu glume de-alea libidinoase, cu doamna pompieriță stinge și mie focul. Mai cum, suntem libidinoși ca bărbați. De asta admir foarte mult polițistele. Ce fac? Minunat. Nu merită. Tratamentul bărbaților. Imaginați-vă o polițistă care stă pe marginea drumului și oprește un bețiv la volan. Și aia încearcă săraca, am dat și mie actele la control. Doamna polițistă, mergem aici în pădure să vă dau tare că e în afara localității. Aveți dreptate, asigurarea expirată, dar pula asta abia intră în vigoare. Londra, vă mulțumesc foarte mult! A fost o plăcere! Sunteți minunați! Vă mulțumesc foarte mult! Seară bună! Pa! Dacă ai ajuns până aici, deja ești un om super ok și sunt sigur că ai dat și like și share și poate chiar și un comentariu de ampulea. Așa că vreau să-ți recomand, dacă ai niște timp liber, să te uiți la băieții ăștia care au pus și ei bucăți. Dobrotă și Popinciuc, uite-le aici. Le vezi? Dă click acum. Sau dacă n-ai timp acum, poate ai niște timp pe 31 ianuarie, când avem show la Sala Palatului. Ne vedem acolo. Mulțumim de vizionare. Pa!